Situația este în continuare critică în spitalele din toată țara. Pacienții în mașină, în parcarea spitalului și conectați la tuburi mari de oxigen este noua realitate care a îngrozit o lume întreagă. Tuburi de oxigen atașate direct mașinilor persoanelor în care se află pacienți cu COVID-19. Așa tratează medicii de la Spitalul Județean de Urgență Buzău noile cazuri, pentru că unitatea medicală nu mai are niciun loc liber. Oamenii așteaptă în autoturisme să primească un loc în spital. Prin mijlocul lor trec medicii care nu pot da răspunsuri exacte pentru că a fost depășită de mult capacitatea de internare a unității medicale. De 3 zile la Buzău nu mai este niciun pat liber. Managerul a blocat 8 ambulanțe în curte pentru a le acorda pacienților primul ajutor. Toate cele 182 de locuri speciale pentru pacienții COVID-19 de la Spitalul Județean din Buzău sunt ocupate, iar numărul celor care vin este din ce în ce mai mare.